2-2. Da? Gata. O victorie 4-0 care pare clară, dar cu, mă rog, destul emoții, mai ales în prima repriză. Sigur, o victorie meritată până la urmă, pentru că băieții mei au fost superiori adversarului astăzi. Da, o primă repriză nu am reușit să marcăm repede. Dar asta și din cauza suprafeței de joc, pentru că la cum au jucat băieții astăzi, consider că un joc foarte bun, cu o posesie foarte bună, o posesie pozitivă, chiar și pe această suprafață. Nu am reușit să marcăm în primele 20 minute, am făcut-o spre finalul primei reprize și după aia normal că s-a văzut diferența de calitate și de valoare. Astăzi eu sunt mulțumit de felul cum au, în primul rând, de felul cum s-au comportat, o atitudine foarte bună și, exact cum am spus, o victorie meritată. O să întreb că atitudinea s-a schimbat puțin după ce s-a întâmplat la Dej, adică a fost acel un duș rece binevenit? Da, putem considera și acest lucru, dar e clar, ai nevoie întotdeauna, ai nevoie de atitudine, ca jucătorii să aibă ambiție și determinare până la urmă, dar în același timp nu m-am supărat foarte, foarte tare, pentru că știu că am la dispoziție un lot care nu este destul de omogen, jucători foarte mulți, jucători tineri, jucători noi, și lucrurile nu se pot vedea așa dintr-o dată. Deci sunt lucruri care, la ce vreau să lucrez eu aici, la ce vreau să implementez, cere răbdare. Și atunci eu gândesc foarte mult în perspectivă și asta cere pe un termen pe mediu lung și de asta sunt conștient, nu mă supăr foarte tare. E clar că la Dej noi practic am oferit victoria adversarului, că am făcut un joc foarte slab, am avut o zi mai nefasă, să spun așa. Și bine că am reușit astăzi să ne recăpătăm încrederea, să ne recăpătăm entuziasmul cu această evoluție în primul rând și după aia cu o victorie. Vedem, primim, e bine pentru acești copii, pentru acești tineri, că acum au poate ușor-ușor își prindă încredere în ei și asta contează foarte mult. Mersi frumos! Te pup, Adi! Ceau, sănătate și...